Sore, prima vacanță alături de noul iubit și fiica ei. Ce destinație a ales cântăreața de această dată? În urmă cu aproape o lună, Sore s-a afișat pentru prima dată alături de noul iubit. Cei doi au fost plecați în vacanță în Italia și se pare că relația devine din ce în ce mai serioasă. Asta pentru că bărbatul misterios a cunoscut-o și pe fiica artistei, așa că au plecat în vacanță. Sore, prima vacanță alături de noul iubit și fiica ei. Încă de ieri, Sore povestea că și-a dorit o nouă vacanță, așa că a ales, de această dată, Maldive, loc unde a ajuns pentru a doua oară. Artista spune că a durat destul de mult zborul. Asta pentru că au fost nevoiți să ia și un avion și din capitala insulei pentru a ajunge la destinație. Am ajuns aseară târziu tare pentru a doua oară în Maldive. De data asta, în formulă extinsă. A fost un drum mai greuț, pentru că am avut de așteptate trei ore în male pentru hidroavion, avion cu care am zburat încă 1 oră și 30 de minute apoi. Practic, suntem într-un punct foarte sudic de pe hartă, care a mai adăugat încă o oră la fusul orar, a scris Sore pe Instagram. A fost la un pas să uite de vacanța tot din Maldive. De când a fost la un pas de arata zborul către Maldive, Sore este mai atentă atunci când vine vorba de vacanțe. În urmă cu un an, artista trebuia să plece în vacanță împreună cu câteva prietene, dar a notat în calendar o altă dată. Și mi-am pus în calendar pe 13 ca nu cumva să uit. Și pe 12, eram la manicură și mă suna prietena mea. Noi suntem în longe, tu unde ești, în care longe, în aeroport. Am simțit că mi se scurge viața din mine. Am dat atâția bani ca să mă duc în Maldive și am uitat, a povestit sore la podcastul lui Sebastian Coțofană.